venit la meditația de seară, autoverificare finală. Vai, căci ziua aceea este mare, niciuna n-a fost ca ea. Este o vreme de necaz pentru Iacov, dar Iacov va fi izbăvit din ea. Așa cum Satan l-a influențat pe Esau să meargă împotriva lui Iacov, tot astfel el îi va provoca pe cei nelegiuiți să distrugă poporul lui Dumnezeu în timpul strâmtorării. El își va ridica acuzațiile împotriva poporului lui Dumnezeu, deși copiii lui Dumnezeu sunt înconjurați de vrăjmași care sunt hotărâți să-i distrugă. Chinul de care suferă ei nu este teama de persecuție pentru adevăr. Ei se tem că nu s-au pocăit de toate păcatele și că, prin vreo greșeală, vor pierde împlinirea făgăduinței Mântuitorului. Credința nu slăbește din cauza că rugăciunile lor nu sunt ascultate imediat. Cu toate că suferă cea mai intensă neliniște, groază și amărăciune, ei nu-și încetează stăruințele. Ei se prind de puterea lui Dumnezeu.